Încă mai ai probleme cu simțul mirosului după ce ai avut COVID. Nu ești singurul. 5% dintre pacienții din întreaga lume care au avut COVID-19, adică în jur de 27 de milioane de oameni, încă suferă de pe urma pierderii simțului olfactiv sau gustativ, potrivit unui nou studiu. Conform Digi24, în analiza publicată într-un jurnal medical al Asociației Medicale Britanice, cercetătorii au evaluat 18 studii precedente în care au fost analizate cazurile de pierdere a mirosului și a gustului pe mai multe continente și în diverse grupuri demografice. În jur de 3 sferturi dintre cei afectați și-au recuperat simțurile în cel mult 30 de zile de la îmbolnăvire. Ratele de recuperare s-au îmbunătățit cu timpul, dar în jur de 5% din persoane au raportat disfuncție persistentă la 6 luni de la infectarea cu SARS-CoV-2. Analiza sugerează că pierderea mirosului și a gustului ar putea fi o problemă de lungă durată, care necesită studii mai aprofundate și mai multe resurse medicale pentru pacienții care se confruntă cu simptome persistente. Pierderea simțului olfactiv este legată de o rată a mortalității mai ridicată la pacienții vârstnici și s-a demonstrat că are un impact major asupra sănătății mentale a celor care suferă de această condiție. Având acum aceste milioane de oameni din toată lumea cu un simț olfactiv redus, ar putea reprezenta o nouă criză de sănătate publică. Pierderea mirosului a fost una dintre semnele distinctive ale primelor zile ale pandemiei de COVID-19. Puteai să urmărești pandemia pe tot globul analizând căutările de pe Google despre pierderea mirosului. Analiza arată că după 30 de zile de la infectare, 74% dintre pacienți și-au recuperat simțul olfactiv și gustativ, iar după 90 de zile, procentul sare la 90%. După 6 luni, 4% dintre pacienți nu și-au recuperat încă simțurile. Coronavirusul provoacă de cele mai multe ori umflarea șanțului olfactiv, adică a pasajelor părții superioare a cavității nazale, cu care oamenii percep mirosul și procesează aromele mai complexe decât gustul acru sau amar. Persoanele care nu mai au capacitatea de a simți mirosul sau gustul sunt mai expuși apariției tulburărilor psihice, depresiei și anxietății, potrivit doctorului Aria, care a povestit despre un caz extrem în care a tratat un pacient care a devenit subnutrit din cauza că și-a pierdut ambele simțuri afectate de coronavirus. Există și tratamente pentru persoanele care nu și-au mai recuperat simțul olfactiv și gustativ după convalescență. Pacienții trebuie să miroase de 2 ori pe zi uleiuri esențiale de lămâie cu ișoare, eucalipt și trandafir pentru a stimula diverse tipuri de neuroni. În acest fel, creierul învață din nou să recunoască diferite mirosuri. Doctorii prescriu deseori o curățare cu steroizi a sinusurilor pentru a micșora inflamația și pentru a ajuta tratamentului. Anumite studii arată că suplimentele cu acizi grași omega-3 ar putea ajuta pacienții cu disfuncție olfactivă. Doctorii încearcă și alte tipuri de tratamente, precum injecțiile nazale cu plasmă bogată în trombocite și stimulare electrică, relatează Digi24.